găsit, bine ai venit de fapt, că bine v-am găsit. Tu m-ai găsit pe mine aici în emisiune, doamnelor și domnilor. Lavinia Furtună, o cântăreață de muzică populară foarte cunoscută, cu apariții numeroase zilnice la televiziune. Pe de altă parte însă, am avut o invitată în calitate de artistă și trebuie să spunem că nu este această apariție foarte armonioasă a ei. Ține de foarte multă muncă și de dorința ta de a avea un regim strict de viață, că altfel ai putea să pui kilograme pe care le-ai și avut. Da, am avut un număr de kilograme cu mulți ani în urmă, dar să știi că în momentul de față nu mai sunt chiar atât de organizată. Adică am ajuns într-un moment din viața mea în care îmi permit să mănânc orice. Nu știu cum și în ce fel, dar probabil că nici mă mai stresează atât de tare ideea asta că o să mă îngraș, o să mă îngraș, o să mă îngraș. Probabil că mi-am eliminat din mintea mea niște lucruri. Sunt organizată altfel. Mă trezesc dimineața foarte devreme, muncesc foarte mult, îmi place ceea ce fac de nu mai pot și nu știu, nu mă mai gândesc. Probabil că ultima mea masă pe care o servesc este destul de devreme, pentru că mă și culc devreme. Știi că cine se trezește de vreme se și culcă. Păi, în jur de ora 22 maximum. Doamne, trebuie Dumnezeule, să dorm. La ora 22 abia începe viața, stimați-le spectatori. Pentru băieții de noapte, dar și pentru cei care au lucrat noaptea și care sunt cuhurezi în octambul, să vă arăt grupul de WhatsApp al emisiunii noastre de la ora 22 începe să fie pe sistem. Doamnelor și domnilor, pe de altă parte, Lavinia este și o iubitoare de excursii. Am găsit câteva imagini cu Lavinia în excursii. Mi-aș dori să mă plimb mai mult, iartă-mă că intervin, Cristi, însă nu am foarte, foarte mult timp. Chiar mi-aș dori să mă plimb mai mult. Asta este bine. Una dintre dorințele mele cele mai arzătoare. Vreau să te întreb lucruri următori și m-am întrebat asta și când am văzut-o și pe Maria Constantin și pe multe alte artiste de muzică populară care sunt femei frumoase. Mergi la un eveniment, ți-e ușor între atâția bărbați care ți-ar face curte dacă nu-ți și fac? Tu fiind o femeie căsătorită, din câte știu, cu o relație liniștită, acesta este soțul Lavinii din 15 de câți ani de zile? 15 ani. Mm-hmm. Deci, de peste 15 ani. Nu e, lucrurile sunt clare. Pe de altă parte, cum e pentru tine ca, cum să spun, ca femeie, având în vedere, ca și artist mă gândesc. Cum? Să știi că este ca la orice job. Indiferent în ce domeniu de activitate ai lucra, o femeie este curtată. Indiferent cât este de frumoasă, o femeie e femeie. Și va atrage tot timpul bărbați. Nu contează că muncești la un birou, nu contează că ești artist. Într-adevăr, am senzația că, nu știu, fetele din showbiz sau femeile care apar la televizor sunt un pic mai râvnite. Așa. Pentru că, na, una e să ieși la braț cu o femeie care apare pe aici, pe acolo sau despre care s-a scris, s-a vorbit, eu știu. Așa, așa. Alta e, nu știu, să... Depinde de tipologia de bărbat. Dacă ești un bărbat discret, nu te interesează neapărat cât este de vedetă femeia sau cu care ești te însoțești la drum. Contează sau contează, da, dacă e celebră, dacă e femeie, da, frumoasă și un om bun și te îndrăgostești de ea, despre asta e vorba. Asta cu celebritatea nu ține de foame, să știți, munca ține de foame. Munca, da. Lavinia, ce se trezesc oamenii de dimineață. Corect. Facem o sârbă frumoasă, pentru că abia așteptăm să înceapă evenimentele și sperăm să fie numeroase, așa cum eram noi obișnuiți. Așa să ne ajute Cântam Dumnezeu. Cântam la anunți de sute și sute de persoane și chiar îmi este dor de vibrația aceea care se creează între noi și public. E adevărat. Acolo este locul în care cântăm, Doamne.